Datoriile sunt neplăcute și te pot face să te simți ca și când ai avea o povară pe umeri sau pe suflet. Care este cea mai puternică rugăciune care te scapă imediat de datorii? Se spune că există o rugăciune pentru fiecare nevoie a omului și dacă este rostită cu inima deschisă, atunci rugămințile oamenilor vor fi auzite și dorințele se vor adeveri. Cea mai puternică rugăciune pentru datorii trebuie rostită cu voce tare, cu atenție și cu dăruire, pentru a atrage energiile pozitive în viața ta. Chiar dacă ai anumite datorii, divinitatea te poate ajuta să scapi de necazuri dacă rostești o rugăciune puternică. Se spune că efectele apar imediat dacă ai credință și dacă o rostești în fiecare zi, problemele și datoriile tale vor dispărea. În plus, rugându-te, ai putea să descoperi că primești după un timp bani într-un mod nesperat sau că ai găsit o soluție pentru a achita datoriile pe care le ai. M-am născut din lumină, unde se naște lumina de la sine. Eu vin din abundența universului, din aceeași inimă ca divinul. Mă îndrept spre abundență nelimitată, deoarece universul este sursa mea de lumină și abundență, relatează antena1.ro.